spuneți când putem începe? Putem începe, da? Dragi cetățeni, din prima zi de când a fost constituit Partidul Acțiune și Solidaritate, am declarat că integrarea europeană a Republicii Moldova este calea cea mai firească de dezvoltare socială, economică, politică și de coeziune a societății noastre. După 8 ani de zile, noi, cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, ne menținem acest deziderat și credem cu tărie că locul Moldovei este în marea familie europeană. Pentru ca să continuăm acest drum, ieri, în cadrul Consiliului Național Politic PAS, am votat unanim decizia de a ne înregistra în calitate de participant la referendum din 20 octombrie și vom pleda pentru referendum. După mai bine de 30 de ani, Moldova este tot mai aproape de a fi membră a Uniunii Europene. Și acest lucru este meritul tuturor cetățenilor noștri, care au luptat de-a lungul anilor pentru a apăra democrația, libertatea și demnitatea națională. Acum e de datoria noastră să mergem înainte, să continuăm să muncim pentru viitorul Moldovei. Eu am încredere în oamenii din această țară și sunt sigur că vom alege pacea și libertatea. Așa cum am spus cu alte ocazii, noi nu avem timp de pierdut. E timpul ca și în Constituție să fie scris clar că locul nostru este în marea familie a Uniunii Europene, unde pacea este garantată și bunăstarea oamenilor asigurată. Împreună cu colegii mei din PAS și toți simpatizanții noștri, ne asumăm angajamentul să mergem de la casă la casă, din sat în sat, pentru a le vorbi oamenilor despre ce înseamnă o Moldovă europeană. Cu toții suntem martorii cum satele noastre se transformă, se modernizează prin sprijinul direct al partenerilor externi, cum ar fi drumuri reparate, școli și grădinițe renovate, spitale dotate, străzi iluminate, locuințe asigurate cu apă și canalizare și multe alte lucruri frumoase care au ca scop să îmbunătățească condițiile de trai ale oamenilor noștri aici la noi acasă. Vin cu un îndemn și de această dată către toate partidele, asociațiile din țară, din diasporă, să participăm activ la promovarea referendumului. Să ieșim într-un număr cât mai mare, indiferent dacă ești în țară sau peste hotare. Dacă ne dorim ca moldovenii să trăiască bine, să trăiască în pace, să nu se teamă pentru securitatea lor și a familiilor lor, să trăiască în bună înțelegere și în libertate. Această decizie este mai importantă decât polemicile între partide. Este despre țară. Rezultatul referendumului este pentru viitorul Moldovei, pentru o Moldovă europeană. Într-un ceas bun și cu Doamne ajută. Deci colegii mei astăzi vor merge, chiar în clipele următoare, la Comisia Electorală Centrală, vor depune actele din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Sperăm ca Comisia Electorală Centrală, în termenul de 3 zile care îl are la dispoziție, să vină cu o decizie ca ulterior Partidul Acțiunii și Solidaritate să poată desfășura campania propriu-zisă pentru referendum. Vă mulțumim pentru atenție și cu Doamne ajută! Încă un pic și ne pornim în campanie. Mersi! Colegi, mersi mult!